animal, mic are exploziv în plin conflict mondial. Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în SUA. Anunțul a fost făcut de MAE rus. Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice, se întreprind o vizită în SUA. Sublinierea i-a afirmat că va fi bucuros să le primească pe președintele rus la Casa Albă, a anunțat vineri RIA Novosti, citând Ministerul de Externe rus, informează Reuters. Agenția de presă rusul citează pe ministrul afacerilor externe Sergei Lavrov, potrivit căruia Trump a revenit asupra invitației de mai multe ori în timpul discuției telefonice cu Putin. Președintele american i-a spus omologului rus că ar fi bucuros să efectueze la rândul său o vizită în Rusia, adaugă RIA Novosti. Totodată, potrivit RIA Novosti, subliniereful diplomației ruse a declarat că loviturile aeriene ale SUA în Siria au anulat orice obligație morală a Rusiei de a nu furniza aliatului său sirian Bashar al-Assad sisteme antirachet 300. Sergei Lavrov a declarat, de asemenea, ce înainte de atacurile aeriene americane asupra unor ținte din Siria, Rusia le-a transmis oficialilor americani care zone din Siria reprezint linii roșii sublinierei pentru Moscova, iar acțiunea militară americană nu adept sublinierea IT aceste linii, anunță Ger Press. Totodată, Lavrov subliniere a exprimat convingerea ce președintele rus Vladimir Putin sublinierei președintele american Donald Trump nu vor permite o confruntare între cerile lor, potrivit RIA Novosti. În fine, sublinierea diplomației ruse a mai anuncat că Rusia nu se va oferi să gestuiască o întrevedere între Donald Trump sublinierei liderul nord-corean Kim Jong-un. Trump a declarat că încearcă să aibă o întrevedere cu Kim pentru a disipa tensiunile din peninsula Coreea. Potrivit lui Sergei Lavrov, o astfel de întrevedere ar diminua riscul unei soluționări militare a situației din peninsulă.